Primăria Sighetu Marmației, prin Direcția de Asistență Socială, continuă distribuirea produselor de igienă și a ajutoarelor alimentare alocate de Uniunea Europeană prin programul operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Prima etapă, cea în care au fost distribuite pachetele cu ajutoare persoanelor beneficiare de ajutor social și de alocații pentru susținerea familiei, ale căror dosare complete se găsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială, s-a încheiat marți, 14 septembrie. Începând de miercuri, 15 septembrie și până în data de 30 septembrie se desfășoară cea de-a doua etapă a acestei acțiuni, în care vor fi distribuite pachetele cu produsele de igienă și alimentare persoanelor care se află în situații temporare de vulnerabilitate și care au depus cerere pentru a fi înscrise pe listele suplimentare în perioada 3-8-2021, 8-9-2021. Toate cele 568 de cereri înregistrate la sediul Direcției de Asistență Socială au fost aprobate. Predarea pachetelor se face personal la sediul Direcției de Asistență Socială, situat pe strada Dragoș Vodă numărul 35, de luni până vineri, în intervalul orar 9-15, pe baza actului de identitate. Pentru informații suplimentare, puteți contacta Direcția de Asistență Socială la numărul de telefon 0262 314 579.